pe bine vestitor Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului slăvitului întru tot laudatului Apostol și Evanghelist Marcu, îți dea ție celui ce bine festești cuvântul putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie, după cuvântul Tău, Părinete, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut, și oriunde l-apucă, îndrobește, și face spume la gură, și scrâșnește din dinți, și înțepenește. Și am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar n-au putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Aduceți-l la mine, și l-au adus la dânsul. Dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil, și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului, câtă vreme este de când i-a venit aceasta. Și el a răspuns din copilărie, și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă, ca să-l piardă și de poți, ceva ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și i-a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat Duhul cel necurat zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul răcnit și scuturându-l cu putere a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort. Încât mulți ziceau că a murit, dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim. Iar dânsul le-a zis, acest neam de diavol cu nimic nu poate fi izgonit decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul, și se temeau ca să-l întrebe. În vremea aceea, după Iisus, au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulțimile, s-a suit pe munte, a șezut jos și ucenicii săi au venit lângă dânsul. Iar el, deschizând gura sa, îi învăța zicând,
Fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor da și vă vor prigoni și vă vor ocărâ și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Iisus de Marcus Evanghelium nasi tun sat geben. In jener Zeit kam einer aus der Menge zu Jesus, fiel vor ihm nieder und sagte, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden. Und meinem Sohn tritt Schaum vor dem Mund, er knitscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jüngern hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns. Hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater die Jungen, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an den Hand und richtete ihn auf, und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragte ihn seine Jünger, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și pe oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a răspuns unul din mulțime, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l scoată, dar ei n-au putut. Iar el răspunzând lor a zis, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și văzându-l, Duhul îndată a scuduit pe copil și căzând la pământ se zbârcolea spumegând. Și l-a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă, dar de post ceva ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis, te poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Și îndată strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că năvălește mulțimea, a certat Duhul cel necurat, zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el, să nu mai intri în el. Și răgnind și zguduindu-l putere, Duhul a ieșit. Iar copilul s-a făcut ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Iar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. După ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deosebi, pentru ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar el le-a zis, acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo, străbăteau Galileea, iar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea, că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul al 9-lea, de la versetul 17 până la versetul al 31-lea. Recucence, Părinte Diacon, iubiți credincioși, ne aflăm în cea de-a patra duminică a postului mare, postul Sfintelor Paști, postul patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Și întotdeauna în această duminică ne aducem aminte de unul dintre Sfinții Cuvioși ai Bisericii noastre, Sfântul Ioan Scărarul. Îi spune Sfântul Ioan Scărarul pentru că într-o lucrare a sa numită Scara a arătat treptele virtuților creștine. Sunt treptele pe care le vedem pictate la mănăstire din nordul Bucovinei, la intrare, în exterior, unde este arătată și judecata de apoi și i-a arătat o scară care urcă spre cer și care are 33 de trepte. Numărul anilor vârstei Mântuitorului Iisus Hristos în viața care a dus-o pe pământ. Și la fiecare treaptă este înscrisă o virtute. Dar în același timp, la fiecare treaptă, posibilitatea căderii. Și întotdeauna scara începe cu treapta cea mai de jos, cu smerenia. Fără smerenie, nu ai acces la celelalte trepte. Și așa mai departe. Urcușul duhovnicesc pe care l-a expus Sfântul Ioan Scărarul în lucrarea lui Scara, de fapt este reprezentarea unei evoluții sufletești a omului, dacă urmează cele care sunt scrise în Sfânta Scriptură, și cele pe care ni le-au pus la dispoziție Sfinții Părinți. Adică învățătura sfântă, în care noi credem și pe care încercăm să o practicăm în viața noastră de zi cu zi. Fiecare virtute devine și un moment de potignire în același timp. De pildă, cel care face faptă bună se trezește în situația de a se mândri cu fapta lui cea bună. Deci a făcut o faptă bună, o faptă de milostenie și îndată îi vine și gândul cât este el de mare că a făcut acea faptă de milostenie. Uitând că, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă am făcut ceva rău, n-am cu ce să mă fălesc, dar dacă am făcut ceva bun, atunci n-am făcut eu, ci Hristos a făcut în locul meu. Adică cu ajutorul lui Dumnezeu le facem cele bune, iar cele rele este faptul că nu cerem ajutorul lui Dumnezeu.
Sfântul Ioan Scărarul a scris această lucrare și vă recomand la toți, există și în românește, Scara Sfântului Ioan Scărarul, să o citiți, chiar dacă vi se pare greoaie, puteți să veniți să mai discutăm pe marginea ei și putem chiar eventual, dacă suntem mai mulți, să ne întâlnim și să o facem în mai multe trepte, să o parcurgem scara aceasta și să o înțelegem, să încercăm să o înțelegem, pentru că nu este atât de grea cât pare de grea, dar sigur că explicația Sfântului Ioan Scărarul este de una de natură teologică și presupune anumite cunoștințe apriorice, premergătoare. Cuvântul Evangheliei de astăzi ne vorbește despre un om care vine la Mântuitorul Iisus Hristos și cere vindecarea copilului lui, respectiv eliberarea copilului de sub teroarea unui duh necurat, un duh rău, care l-a aruncat pe copil și în foc și în apă, numai să-l piardă, adică să facă necaz, să facă rău. Pentru că asta este întotdeauna este semnul distinctiv al diavolului, că rezultatul este întotdeauna ceva rău, ceva întristător, ceva care împinge spre dezamăgire și chiar spre depresie. Iar ceea ce Dumnezeu împlinește în viața omului este întotdeauna din natură de a-l bucura, de a-l întări, de a-i da speranță, de a-i da nădejde, chiar și atunci când este în căderea cea mai mare. Asta este și taina Sfinților, care în momente de cădere au avut puterea să se ridice. Este ca și trupul, să zic așa, care este pregătit din punct de vedere imunologic în fața agresiunii, să zic, virusilor și rezistă dacă este pregătit dinainte. Dacă nu, începi să dai de toate. Dai ampicilină, dai de toate câte știi, câte le ai la îndemână și încerci să salvezi ceea ce, de fapt, este în mare pericol. Prevenția este lucrul cel mai mare pe care omul poate să-l facă în acest sens, păstrând legătura cu Dumnezeu. Căutând mereu să se apropie de Dumnezeu, să câștige milostivirea lui Dumnezeu. Milostivirea lui Dumnezeu se câștigă. O vedem din Evanghelia de astăzi. Deci omul acesta nu s-a dat el așa bătut ușor, că ucenicii n-au putut să scoată demonul din copil. Ar fi putut să spună, bun, uite, atâția apostoli ai lui Iisus, care au atâta putere și n-au putut să facă asta, ce să mai, unde să mă mai duc? Nu mai am nicio șansă. Dar n-a gândit așa. El a folosit și ultima șansă, care putea să fie, să zic, de necrezut, că ar fi posibil să se mai întâmple ceva. Și el se apropie totuși de Iisus și cere acest lucru. Și dialogul este foarte interesant pentru noi când acest om s-a apropiat de el și i-a spus, fiul meu are duh mut și l-aruncă pe el, l-apucă și l-aruncă la pământ și face spume, scrâșnește din liță, țepenește și am zis ucenicilor tăi să-l scoată, dar ei n-au putut. Deci a venit într-un fel, îi și descalifica pe ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, iată că ucenicii tăi nu sunt în stare să facă nimic. Și într-un fel venea să-l laude pe Mântuitorul, sigur tu o să poți să faci. Deci încerca să zic așa, tot ce putea să facă omenește ca să-i câștige bunăvoința. Iar Mântuitorul, tocmai la această laudă, reacționează foarte brutal. Zice, o neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Deci pe acela vroia să-l vindece, să-l scape de tirania diavolului, dar felul în care a fost abordat nu era cel care era pe prat ca să facă acest lucru. Și l-au adus la el și văzându-l, Duhul îndată a zguduit pe copil. Și căzând la pământ, se zvârcolea spumegând și l-a întrebat pe tatălui câtă vreme este de când i-a venit aceasta. Iar îi răspunde, din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poți ceva ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Dar Iisus îi spune, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Tot așa le-a spus și ucenicilor, dacă aveți în voi credință cât un grăunte de muștar, veți spune muntele acestea,
mută-te și se va muta, se va arunca în mare. Se spune despre unul despre sfinții asceții ai bisericii noastre, Marco Ascetul, care era un ascet adevărat, pe de asta își purta și numele de ascetul, că au venit la el niște frați într-o mănăstire și se plângeau că e mare secetă în zona lor și s-au rugat și le-au spus, cum v-ați rugat? Păi am făcut toate rugăciunile care scrise acolo, ne-am rugat, am postit și tot e secetă, n-a venit ploaia. Păi, dar cum v-ați rugat? Așa v-ați rugat? Și începe să spună Sfântul Marcu, Doamne, dă ploaie bogată din cer. Și a început dintr-o dată să tune și să plouă. Și toți au rămas încremeniți pentru că, zice, nu așa ne-am rugat. Noi ne-am rugat, dar nu așa ne-am rugat. Deci trebuie să știm cum să ne rugăm, cu alte cuvinte. Dacă rugăciunea nu este din străfunduri. De aceea se spune că atunci când ești în suferință, ai șansa cea mai mare să te rogi cu adevărat. Pentru că te rogi din străfundul inimii tale, sau cum spune psalmistul, zice, Doamne, către tine, Doamne, am strigat. În psalmul pe care îl cântăm la fiecare vecernie. Strigat am către tine, Doamne. Mântuitorul îl ia de mână pe copil, îl ridică, cu toate că ei credeau că după ce a lungat demonul este mort, și îl redă plin de viață tatălui său, care mai înainte spusese, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și aici vreau să mă opresc puțin, pentru că de multe ori noi credem în mod diferit ce anume este credința. De multe ori ne rezumăm la unele lucruri formale, la împlinirea rânduielii, să ne facem cruce, să ne sărutăm icoanele, să ținem posturile și să împlinim poruncile dumnezeiești. Și probabil, chiar împlinindu-le de toate acestea, tot să nu avem sentimentul că am ajuns la împlinire. Pentru că a lipsit ceva. A lipsit exact ceea ce primește Dumnezeu ca jertfă. Inima înfrântă și smerită. Așa spune psalmistul în psalmul 50. Este jertfa bine plăcută lui Dumnezeu. Inima înfrântă și smerită. Și o să spui, da, păi eu mă smeresc. Mă pun în genunchi. Mă pun cu fața la pământ când mă rog și mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Dar în fața oamenilor faci la fel? Întrebare. Pentru că trebuie să te smerești cu adevărat. Deci nu de formă. Că poți să te smerești. Există un, să zic așa, o formulare pe care Sfinții Părinți o cunosc și au așezat deja, să spun așa, în multe dintre cuvintele înțelepte. Smerenia mândriei și mândria smereniei. Faceți diferența între ele. Smerenia mândriei. Adică un om mândru care arată o imagine smerită. Aceea este smerenia mândriei. Dar mândria smereniei, și nici asta nu e chiar ce căutăm. Pentru că atunci când ești smerit, îți vine și gândul de mândrie. De aceea spuneam despre scara Sfântului Ioan Scărarul, că începe cu prima treaptă care este smerenia. Dacă nu calci și nu treci de prima treaptă, de pe a doua vei aluneca. Nu ești pregătit să calci pe a doua. Și dacă vedeți picturile de la mănăstire din nordul Bucovinei, o să vedeți cum urcă unii pe scară și unii cad de pe scară la o anumită treaptă. O să vedeți oameni din poziții diferite, chiar ierarhia bisericii sau din poziții sociale foarte înalte, care ajung până la o treaptă și de acolo cad. Sau care au ajuns până la penultima treaptă și din cauza mândriei au căzut până jos în adânc. Sigur că între ele mai sunt multe altele, dar în general toate sunt generate de lipsa de smerenie. Adică nu te arăți așa cum ești. Una ești și alta te arăți. Două chipuri. Și dacă nu te arăți așa cum ești, atunci înseamnă că nu ai smerenie. Smerenia tocmai asta însemnează, cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost judecat și a fost chemat și îl întrebau, cum învățai poporul? Ce spuneai? Păi zice, oare n-am vorbit de față cu toți? Deci aia învățam, ce am vorbit de față cu toți.
Deci n-am vorbit altceva. Deci transparență totală. Nu erau doi Iisus Hristos. Era unul singur. El era și cel care se arăta și cel care era. Eu sunt cel ce sunt, spune Dumnezeu despre sine însuși. Și sigur că noi greu putem să spunem așa ceva sau deloc. Pentru că noi nu putem să fim ceea ce suntem. Noi suntem într-o devenire continuă, într-o transformare continuă. În primul rând trupește și apoi și sufletește, pentru că avem în fața noastră posibilitatea unei evoluții, unei perfecționări continue. Mai ales după căderea în păcat, omului s-au deschis porțile raiului în altă formă decât erau deschise. Adam era în apropierea lui Dumnezeu. Omul căzut în păcat și răscumpărat de Iisus Hristos nu este în prezența lui Dumnezeu, ci este cu Dumnezeu. Dumnezeu este cu El. Noi ne împărtășim cu Fiul lui Dumnezeu, cu trupul și sângele Lui. Ceea ce nu putea face Adam. Gândiți-vă la acest lucru. Avem o șansă extraordinară pe care ar fi păcat să o ratăm. Perioada Apostolului Mare este o perioadă a răscumpărării. Ne pregătim răscumpărarea. Pentru că asta a făcut Mântuitorul Iisus Hristos venind pe pământ și lăsându-se răstignit, ne-a răscumpărat pe noi. Dar nu fără participarea noastră. Eu spun mereu așa că suntem în situația celui care își cumpără o casă, așa e viața noastră, să spun, și o cumpără pe datorie. Casa este a lui cu toate drepturile și obligațiile. Își plătește impozitul la timp, își plătește ratele la timp, casa e a lui. N-ai plătit ratele și impozitul la timp, casa nu mai este a ta. Cu toate că e pe numele tău. Ba mai mult decât atât, s-ar putea să fii mai dator până la urmă decât ai fost înainte de a fi cumpărat casa. Asta e situația noastră în raport cu Dumnezeu. Am primit viața. La viața am primit-o în avans curată prin Sfânta Taina Botezului. Dumnezeu a plătit avansul ăsta pentru noi prin jertfa Lui de pe cruce. A răscumpărat păcatul strămoșesc. A plătit pentru noi. De ce plătit? Dar noi trebuie să restituim. Păi cum restituim? Ignorând? Nu mai stau. Păi nu plătesc nici luna asta rata, nici luna cealaltă. Las-o. Că trece viața. Vom vedea ce-o fi. Păi când îi vedea, nu mi-a putea face nimic. Ce să mai faci? Sau cum spunea cineva care încerca să-l convingă pe un ateu de existența lui Dumnezeu și spunea, dacă nu este Dumnezeu și tu crezi, n-ai pierdut. Deci, nu, dacă Dumnezeu este și tu nu crezi, ai pierdut tot. Dar dacă Dumnezeu este și tu crezi, ai câștigat tot. Deci, îi spunea un lucru foarte adevărat, să spun așa, pe care trebuie să mizăm. Deci să nu ne jucăm că ar fi și n-ar fi. Că este. Și când o să ne dăm seama că este, să nu fie prea târziu. Chiar dacă suntem în situația Tatălui din Evanghelia de astăzi care spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dar să nu ne retragem, ci să mergem înainte și să ne apropiem mai mult și mai mult de Dumnezeu, de Mântuitorul Iisus Hristos, fără de care nu putem să facem nimic. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.